cu aia în care treaba? Te simți așa atras de ea? Momentan suntem în cunoaștere, n-am cum să zic că sunt atrasă de el încât sunt dată pe spate, dar ne cunoaștem. N-am cum eu, să... sincer, părerea mea e că nu aveți nicio treabă. Păi asta încerc să spun, că suntem în cunoaștere, eu nu știu ce va fi, eu i-am spus și lui lucrurile astea, că probabil va veni un moment, în momentul de față, având în vedere că suntem în cunoaștere, probabil, uite, săptămâna asta va pleca o fată și va intra o fată nouă și lui probabil îi se vor aprinde călcâiele după ea și invers. Eu nu sunt atrasă foarte, foarte, foarte tare de el și plus de asta sunt anumite... lucruri care mă țin pe loc, înțelegi? Da, nici nu trebuie să te grăbești, să te arunci n-am așa. N-am de ce, dar în momentan nu am nimic cu el. Suntem în cunoaștere, ne cunoaștem și cam atât. La fel și eu, am zis că vreau să vin să o cunosc pe aia, să văd ce face, cum. Dar vreau să văd și interes din parte, știi? Pentru că dacă vine doar din partea mea așa puțin, e clar că o să fac pași înapoi. Sau dacă văd că ea e interesată mai mult de Nico sau că ea zice că nu, dar cine știi? Cu adevărat ce între ei. Nu știu, nu ce vorbesc, înțelegi? Tu da, trebuie să știi ceea ce îți dorești și ceea ce vrei să faci. Și pe cine îți dorești în viața ta și ce fel de persoană, da, de femeie îți dorești. Dar nici pot să mă bag unde nu e locul meu. Adică nu-s genul. Dacă eu nu mă simt bine în contextul ăla și nu mă simt așa în largul meu, știi, sau să stau, să stresez, sau să presez persoana, să pun presiuni. Păi uite, spre exemplu, când ai fost cu ea în grădină, ce ți-a zis? Ai simțit-o cât de... Nu, în grădină. Ai simțit-o cât de cât atrasă de tine? Foarte puțin. Adică, da, mi-a zis că... Da, mi-a zis în camera roșie că sunt drăguț, că sunt frumos, doar că... Treburile ce le are. Doar că nu vede nimic cu tine, să înțeleg, sau? Nu, n-am întrebat-o, știi, dacă... I-a zis că să ne cunoaștem, că sunt alta, știi? Și am zis, ar trebui să am ceva rețineri. Și a zis că nu. Bine. Și în afară de loial, ce-ți mai dorești? Să fie deschisă, înțelegi? Să se deschidă în fața mea cu tot. Adică dacă are o problemă sau dacă e ceva, să nu vorbească, eu știu, să zică cum e trec, codruț, uite, am și eu asta. Hai să vedem, să o scoatem la capăt, știi? Uh-huh. Păi nu neapărat, atât? Nu vreau să fie neapărat mie sau... E clar că am niște pretenții și eu, nu? Dacă eu am pretenții, dacă eu îmi place să mă întrețin și să așa, vreau și ca femeia de la mine, știi? Până la urmă, femeia e oglinda ta. Da, normal. Înțelegi? Vreau și ca femeia de lângă mine să... Și în rest nu am așa pretenții sau defecte. Pot să înțeleg orice. Da, deja când văd sau... Să nu mi-ascundă. Deci eu nu suport falsitatea, minciunile, înțelegi? Sau... Păi și tu crezi... De exemplu, adică trecutul. În momentul de față tu te vezi într-o relație cu aia sau... Deocamdată nu. Nu pot să... A, deci nu este persoana pe care o simți, ai văzut-o, ți-a plăcut și gata, ți-ai deci dorit? Nu, chiar am zis că nu, gata, am văzut-o la televizor, îți dau... Știi, chiar am zis, poate dacă o văd în realitate, știi, o să mă atrag mai mult, dar nu tot acelea sentimente, deci... A, deci este cum ar veni indiferență. Da, încă e, că și azi, când a zis de Nicos, deci nu m-am simțit afectat deloc, pentru că nu pun așa repede la suflet. Păi și nu... în afară de ea, ce fată ți-a mai atras atenția atât de tare? Adică cu care chiar te-ai vedea într-o relație tu. Din casă. Nu, cu care te-ai vedea într-o relație, în adevăratul sens al cuvântului. Că am înțeles că este indiferență din partea ta în legat de aia. Da. Bun. Cu ce fată te-ai vedea tu într-o relație din casă, dintre toate șapte, în afară de aia? Ok, șase. Cu tine. Stai că m-ai pierdut, nu știu dacă mi-ai înțeles întrebarea. Tu ai spus că ești față de aia, ești indiferent, da? Da, sunt indiferent. Bun. Și față de mine ai aceleași sentimente pe care le ai dacă tu spui că sunt eu? Nu am aceleași sentimente. Îți dai seama și cu tine dacă o să interacționez mai mult și o să vorbim și ăsta, o să mă, așa, o să mă atragă mai tare, o să încerc să fac și pași spre tine. Cum adică și spre mine? Faci și pași spre aia și spre mine? Cum vine asta? Nu, scuze, m-am încurcat. O să încerc să fac... Până la urmă, pe aia, să dau la o parte, pentru că nu sunt genul să joc la două capete și să zic unde pic acolo. Păi e. Da, dar tu, în momentul de față, ar trebui să fii hotărât spre ce fată te îndrepți în adevăratul sens al cuvântului, înțelegi? Pentru că dacă tu, spre exemplu, ești indiferent față de aia, tu ar trebui să te îndrepți spre cea care te atrage pe tine cel mai mult. Na, scuze-mă că te întrerup. N-am în 3-4 zile, 5 zile de când ești aici să fiu foarte hotărât să zic da. Pentru că dacă eu știu, să zicem că e aia. Și văd anumite chestiile aia. Mâine nu-mi place că faci aia sau nu-mi place că văd aia. Vorbeam strict despre cunoaștere aici, nu vorbeam despre o relație. De asta am zis, că încă trebuie să mai cunosc eu, mai cunosc fetele, mai cunosc lumea.
mai văd fiecare cum reacționează, ce interese are. Pentru că degeaba vii aici și spui așa o mască, știi, sau să pozezi așa bine, să iei, aha, tot, dacă nu zici, frate, ce ești, ce... Sau să mă ascund, sau... Eu sunt deschis să vorbesc și de problemele ce le-am avut acasă, și de prostiile ce le-am făcut acasă, chiar dacă o să se afle, și nu zic că nu... Ce prostii? E prostii, mai multe am. Cum ar fi? De, cum ar fi? Zi. Dacă fi să se afle, știi, sau da, că... Da, zici ce? N-a făcut nu știu ce prostii, dar acum n-a fost, de seama, n-a fost bea sfânt și cu minte. Dă-mi un exemplu. Nu pot, încă dacă o să se afle. Dar dă-mi tu un exemplu. Mai bine spui tu și ești asumat decât să se afle. Ce știi că a fost foarte frumos gestul. Mulțumesc. Pe care l-ai făcut astăzi. Păi acum deocamdată, pentru că am stat și o zi tot, chiar am stat și am analizat ce și cum. Te deranjează dacă zic de copilul tău? Cum a fost și faza și ce am mai văzut pe internet? Păi frate, nu e treaba ta ce face femeia, înțelegi? Da, pentru da. Că tu nu știi trecutul, eu nu știu trecutul tău sau trecutul meu, înțelegi? Normal. Sau că s-a auzit că ai făcut una sau că ai făcut alta, poate da. Ai făcut-o de nevoie, nu? Înțelegi? Fiecare persoană își face, da, fiecare... are anumite alegeri, ia anumite alegeri în viață pentru că fiecare la un anumit... Fiecare nu ești tu sau eu pus să te acuz pe tine, uite de ce ai făcut aia. Tu când, dacă eu de exemplu vreau să fac o relație cu tine, păi mă interesează pe mine ce ai făcut tu în trecut, înțelegi? Pe mine mă interesează ce faci pe parcurs, cât ești cu mine. Ce ai făcut tu în trecut este problema ta. Dar tu de ce înșeli, scuză-mă că mă deviezi de la subiect, tu de ce ai înșelat în relație? Pentru că i-am înșelat prima. Păi și ce, dacă trebuia să îi plătești cu aceeași monedă? Nu, dar a fost cu iartă-mă, numai în alta, știi? Și i-am înșelat prima. De ce mi-am pierdut încrederea în femei? Am avut un prieten, aveam vreo 16 ani, bine, știi, tu perioada aia e copii, una alta. Și am fost cu fata aia un an și ceva, deja era mare. Și nu ne-am certat, ea una alta, între timp ea vorbea cu prietenul meu, știi? Și eu nu știam, deci el venea la mine acasă, ne jucam cărți, mai făceam noi, fotbal și de-alea. Și nu mă văd așa dintr-o dată că, pa, a fost împreună, sunt una alta, știi? Și am avut o perioadă așa, na. Am ținut la ea. Deci te-ai înșelat cu cel mai bun prieten al tău? Da, nu chiar cel mai bun prieten. Acum lumea nu e prieten, dar atunci lumea o cunoștință. Acum e simplu cunoștință, ceau și nu mai mult. Și de atunci asta m-a făcut să-mi schimb un pic gândirea despre femei. Știi, aveam, bă, toate sunt așa, toate sunt la fel, bă, știi? Pe parcurs ce am crescut, ce am cunoscut tot mai mult, am văzut că nu e așa. Și de-aia nu mai zis nu de chestia aia. Ce s-a întâmplat atunci? Tu n-ai avut relație în casă cu nimeni? Am avut două tentative, dar... Tentative? A fost una cu Mihai, care a fost la început atunci, nu dar știu. N-a fost o relație, a fost mai mult, nu știu. Așa, și una cu Nicos, că... care s-a terminat, cum s-a terminat. Nici asta n-am urmărit, cum s-a terminat? Prost, urât. Păi dacă ți-am spus de Nicos că este singura persoană pe care eu nu mi-am dorit-o în casa asta... Da, deci tu înainte ai fost cu Nicos. Da, dar n-am fost cu Nicos, adică a fost, nu știu, cred că o săptămână, să zic maxim, dar și parcă văd că tu ce ziceai lui afară, ziceai aici? Nu, n-a fost chestia asta. Asta era problema, că eu nu îi ziceam lui absolut nimic. Eu eram foarte reținut în discuție și în cuvinte, doar că... Nu știu, el s-a pus cu mine din cauza faptului că vroia să se ridice, înțelegi? Da. Și știa că dacă îmi va lua într-un fel mie apărarea în fața băieților, se va ridica și va fi văzut dar bine. Dar nici asta nu înțeleg cu voturile. După care, sau... ascultă-mă, după ce a ajuns unde a vrut să ajungă, a început să-mi dea în cap să mă atace, să-mi aducă în discuție copilul, să-mi aducă în discuție trecutul, să-mi aducă în discuție lucruri pe care nici măcar eu nu le știam că le-am făcut, înțelegi? Și stăteam și mă gândeam că mi-a adus în discuție faptul că am făcut pușcărie eu în viața pușcărie. Asta mea. Ferească-mă Dumnezeu dacă am făcut eu vreodată pușcărie. Am cazierul, i-am adus cazierul, e curat. Și multe, multe, multe alte prostii și minciuni, lucruri neadevărate. Și pur și simplu n-am mai suportat ca în fiecare zi să aflu chestii noi despre mine, înțelegi? Da, deci mai te denigram în fiecare da, zi. Da, exact. Și nu mai suportam. Și mi l-am dorit să plece. Și da, l-am dorit să plece. Chiar l-am dorit din toată inima. Alexandra! Da? Mai nou suntem colegii de cameră, că Mădălina văd că stă într-o cameră cu... Vezi că pe Adriana eu nu o las, Mariana, îmi pare rău, nu știu cum faci. Nu, dar asta sunt chestii urâte, adică chestiile personale sunt chestii personale. Deci asta... Dar nu este vorba asta de asta și aștept, că dacă eu am un partener și vorbesc ceva cu el, adică să știu doar eu și el. Da, normal. Nu, pentru că se aude. Sau tu îmi zici mie ceva. Eu, de exemplu, stau în cameră cu George, știi?
Și eu zic la George, bă, frate, uite așa, dar nu mai zic la nimeni. El e prieten, de exemplu, cu Alexandru. El zice la fel, bă, frate, mi-a zis așa, știi, și așa se aude vorba. Și normal. Fiecare bagă o... Normal, dar bagă măcar dacă se audea ceva adevărat, dar... Înțelegi? Mm. Pentru că oamenii de acasă n-au de unde să știe dacă e adevărat sau nu ce ai făcut tu. Normal. De-aia nu, nu-mi plac chestiile astea. Mai ai frați? Da, mai am o soră. Soră? Mai mare? Mai mare, mai mare. Câți ani? 28. Mulți ani. Eram slavoie când eram mic. Hmm? Eram slavolie când eram mic. Erai slavolie? Da. Și părinții? Păi mama e plecată în Italia de vreo 12 ani și tata acasă. Da, am crescut doar cu tata. Da, 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 da. Crescut bine, nu cum m-a abandonat mama sau ceva, de că mă susținea și mă tot, doar că nu se mai înțelegea și lumea alta. Și no, la început era greu, îți dai seama, ca copil, ca doi părinți, dar așa, pentru că ei se certau și până la urmă ce am de suferit eu, pentru că sora mea era mai mare, făcut 18 ani s-o dus, s-a căsătorit acolo, tot cu un român, deci a refăcut viața. Eu am rămas singur. Da, și ca și copil la 11-12 ani, ce știi să faci, ce știi? Dar tatăl tău a fost lângă tine, te-a susținut, nu? Da, a fost lângă mine, dar... Așa, așa, așa. Adică? A fost, adică, pot să zic că m-am educat în mare parte singur. Înțelegi? Păi de ce? Tatăl tău unde a fost, dacă tot ai rămas cu el? Acolo a fost și tata, doar că... Pot să zic că îmi doream să se implice mai mult. Și am început să văd eu ce e bine pentru mine. Nu, niciodată nu m-am lăsat influențat sau... Aveam noroc că tot timpul eram prieten cu băieții mai mari ca mine. Și dai seama, ei dacă aveau ceva sau un alt rapid mă băga pe mine în față. Știi, mă trimite, adică... Și am crescut așa, pot să zic, mai pe golonești un pic am crescut. Deci, la... E mama. Asta e mama tău? Da. Eu la 14-15 ani cunoșteam munca de... A cui data? La tata. Și? Aici, nu? Asta a fost primul meu tatuaj. Pe ăla, ăsta. Scările astea le-am și eu. Și mai am unul aici. Mamă, iubesc tatuajele. Și... Da. Unde a rămas că m-am încurcat? Că ai crescut mai mult singur și cei mari te trimiteau la înaintare în față. Da, și nu, așa, cu timpul știam, început să văd eu ce e bine, ce nu e bine, și de ce lucruri să mă feresc, de ce să nu mă feresc. Și așa a fost. Cunoșteam la 15-16 ani, eu munceam de sărea capacele care pe unde apucam, înțelegi? Deci nu mi-e rușine să zic că am băgat la lopată sau nu mi-e rușine să zic că am dat cu mătură, nu. Deci ca să ajung la 21 de ani să-mi permit aproape orice. A trebuit să muncești, da, normal. A trebuit, deci nu mi-a dat nimeni să zică, ia, nu mai stau pe banii lui mama de la 15-16 ani. 15 ani, când am început un pic, gata. Știu ce zici. Pentru că chiar ei puteau, voia să-mi dea, dacă nu puteam să le cer mai mult decât îmi puteau oferi. Înțelegi? Și nici nu am... Aștepta niciodată de la cineva să zică ia, și eu să stau. Sau să stau să dorm până la 1-2 și alții mă uit la 18 ani, primesc ultimul model de mașină și ce primesc și de-alea. Și bine. Da, dar uite că oamenii care muncesc de mici, ei au... Da, sau cum ziceam, că vârsta. Eu nu sunt de părere că vârsta contează sau te maturizează. Poate până ce am trecut eu până la 21 de ani, a trecut alții până la 30-40. Da, 30, e clar, 40, este normal. Pentru că sunt tot care, copii care au primit tot pe tavă. Ia de aici, ia de aici. Dacă se duce mami cu tati, ce faci? Normal, dar uite că mai este și chestia aia. Degeaba ai trecut tu prin multe, că mintea ta tot da, să mai golănească, anumit. Să mai cerceteze, să mai, nu știu, să mai vadă anumite chestii. Nu cred că, uite, spre exemplu, tu ai fi pregătit să ai o relație în adevăratul sens al cuvântului. Da, am avut. Eu când zic o relație, mă refer la o relație, uite, îți dau exemplu meu, lăsăm deoparte cu aia. Spre exemplu, eu mai am pe cineva, mai am un plus, nu? Da. Tu te-ai simțit pregătit să faci față la așa ceva? De ce nu? Nu știu, dar la vârsta ta nu cred și plus de asta... Du-te cu minte că te sun eu, serios. În primul rând... Am numărul tău, te sun eu. În primul rând îți închizi tu viața. Nu, cum să-ți închizi viața? Păi îți închizi viața, că ești vorba de... Nu, tu când accesi pe cineva... Și ești hotărât să faci o relație cu cineva, păi eu e așa cum e, cu bune, cu rele. Dar dacă femeia
ba nu e interesată, ba se face că plouă, ba că ninge. Ce faci atunci? Bine, ce asta înseamnă? Trebuie să te duci în altă parte? Sau nu te duci în altă parte, mai da, frumos să... dar în timp știi și până la urmă, dacă tot nu poți rezolva problema cu ea, în timp o iei pe altă. Pe o iei, dar poți pur și simplu să închizi cu ea, să termini orice cu ea și după să te duci în altă parte. E bine, dar nu zici tu mie că n-ai pățit niciodată să te duci într-un club sau să te mai îmbezi sau așa. Tu vorbești cu mine? Zic eu. Așa, sau că nu sunt cazuri în care, bine, te duci într-un club să mai bazi, cazuri, înțelegi, da, și mai pleci și mai în alta. Tu fiind conștient că ai un bărba, o femeie acasă, ar trebui să te abții, chiar dacă te duci în cluburi, te duci în nu știu pe unde, nu? Da. Ar trebui să te abții. Azi, greșelile ce le-am făcut și sunt în ale mele. În primul rând, trebuie să te gândești că trebuie să te respecti pe tine ca persoană și după pe persoana de lângă tine. Pentru că în momentul în care tu te duci cu altă persoană, asta înseamnă că nu-ți respecti ceea ce ai acasă. Da. Deci nu era să zic că am venit aici, m-am înșelat, m-am stăzit și gata. Să zic eu pozez în sfânt. Nu, am fost și eu de vină, fost și ea. S-a ajuns la asta din cauza la noi doi, pentru că de-aia s-a ajuns. Și am rupt-o numai. Și de atunci de nu... De când v-ați despărțit? Avem vreo 3-4 minute, mai bine. Dar nu, sentimente deja nu mai erau de mult, pentru că era monotonia, știi, obișnuința între noi. Deci când eu ajung să dorm așa lângă tine cu spatele, te întorci și mă întreb pe eu pe o parte, tu pe o parte, ce mai e? Înțelegi? De când s-a ajuns la punctul ăla am zis gata, nu mai e. Și am căzut amândoi. Da, iubito. De comun acord. Deci n-am fost disperat. Da, am ținut la ea, pot să zic, dar nu am așa să zic că orice, dau lumea peste cap. Nu. Sau să mai am acum rețineri față sau nu. A fost, a trecut de înainte.